și în locul lui, menit din cer, Hiperion se întoarse. Da, astăzi vom vrea să începem zugrăveala fațadei și zugrăveala începe cu o amorsă de apă, cu furtunul, astfel încât să pornească procesul de absorție al fațadei cu amorsa. Observați că asta am vrut să filmez, câtă apă poate să absorbă fațada. Este incredibil. Incredibil. Fațada a ieșit, după cum ziceam, de nota 7 după tencuială. Și din cauza nepriceperii mele, dar și din faptul că am făcut-o în bucăți, fiind o poziție complicată aici de lucrat, trebuie să o fac în bucăți. Și să cunosc întreruperile, uite aici, de exemplu. De ce să cunosc? Pentru că granulometria nisipului este între 0 și 4 și practic, dacă întrerupi undeva când continui, pui un strat peste un alt strat de asta. Trecem la găleata mea cu var de zugrăveală. E suficient de lichid. A fost obținut prin amestecul din var, ulei de in, sare de bucătărie și acest prim strat pe care îl dau acum are rolul de amorsă. Prea mult nu e de vorbit la stratul ăsta de amorsă. Sunt două chestii pe care mi se par esențial să le menționez. Primul este că ca la orice zugrăveală trebuie dat pe două direcții perpendiculare. Și am aici două bidinele, una care am zis eu că e mai mică și una care e mai mare, numai că nu e de vorba de mărimea lor, e vorba de cât de fină e. Se vede clar că asta este cu mult, cu mult, cu mult mai fină. Da. Așa că o voi folosi pe asta, cu mult mai fină. Al doilea lucru de care voiam să vă zic este că trebuie să aveți cotul, cel puțin, la aceeași înălțime cu bidineaua. Deci să nu zugrăviți în felul ăsta, tot timpul așa. Dacă nu se poate, puneți o scară sau orice, dar nu cu cotul mai jos. Intenționez să dau 3 mâini. Bineînțeles că nu ați pe toate. Dar dau 3 mâini, una foarte subțire, care e asta de astăzi, un fel de amorță, una mai grosuță și ultima mai groasă. Bine, există vestita glumă cu fațada se îndreaptă la zugrăveală, lucru care se poate aplica și aici, dar fiind uniform distribuită acest alb, toate proeminențele vor ieși în evidență de îndată. Bine, și așteptăm bineînțeles ora 14, că lumina va bate pe direcția asta și toate defectele vor fi evidențiate. Atenție la văruială, se dă numai cu bidineaua, nu se dă cu trafaletul. Da, acum la treabă. Ok, acum și eu. Așa arată după prima mână. Rezonabil, acceptabil. Să vedem după a doua. Constatarea de peste noapte este că a plouat și
picăturile au împroșcat fațada cu praf, cu rumeguș, cu nu știu ce am mai pus pe schelă pe aici. Asta e de băgat la cap și de ținut minte că la ultima mână trebuie demontată schela, că alminteri rămân urme foarte urâte pe fațadă. Că văd că nu e prea groasă soluția asta mea de var. Toată chestia e că trebuie bine întinsă, nu trebuie pus mult, nu trebuie grăbit. Aplicațiile alpinismului în Zugrăveală arată benișor așa după mâna asta a doua. Chiar îmi poate lăsa senzația că mă pricep cât de cât. Mă rog, o senzație, desigur. Asta este consistența pentru ultima mână de vopsitorie. De cea mai consistentă dintre materialele preparate. La folosit cam 5 kg de pastă de var la 15 litri de rezultat. Abia aștept să se termine și cu mâna asta a treia. Vopsitoria de ieri și-a făcut foarte bine treaba. Lili zicea să nu mai dau și mâna a treia, dar eu m-am setat și pe asta o să fac și mâna a treia. Deci pentru cei care n-au încredere, observați că nu se ia absolut deloc și arată deja de 7-7 plus chiar. Bună dimineața! E o zi perfectă din punct de vedere termic. Am hotărât să demontez schela pentru că lucrările de la fațadă, să zicem, sunt gata. Așadar, fiind ultima ocazie cu care pot să mă laud sau să mă fac de râs cu fațada asta, am zis să fac o filmare de final. Deci eu mi-am propus să iasă ceva mediu, am zis eu de nota 7 la mișto și în principiu cred că mi-a ieșit. Am zis de final să iau câteva cadre și cu fațada vopsită fără schelă, cum arată ea și...